Primarul Consiliului Local al Comunei Pitești, de acolo, datează 30 iunie 2000, dane din 30 iunie 2014, este legal constituită și dispare și poate desfășura lucrările. La ședință participă un număr de 12 consilieri, dintr-un total de 15. Lipsește motivat domnul consilier Zăbuleanu Adrian, care este pe cadrul străinătate. Lipsesc, atenție, nemotivat, domnul consilier Zahorneanu Dan și domnul Ghinețioan. Conform înțelegerii anterioare, președintele de ședință se alege în ordine alfabetică. Această ședință a rămas să fie condusă de domnul consilier Robert Nicolae. Cine este pentru, vă rog frumos? Este cineva împotrivă sau abține cineva? Dacă sunt elemente de adăugat sau dacă sunt elemente care doriți să le includem pe procesul verbal la ședința anterioară. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Nu, supunem la vot procesul verbal la ședința anterioară. Este cineva împotrivă? S-a obținut cineva? Eu m-am zis că n-am făcut. Da, domnul Echem Zoie, domnul viceprimar, n-a fost la ședința anterioară. Și 11 voturi și nu mă simt copii. Dar sunt comentarii la procesul verbal. Da, procesul verbal de ședința anterioară. Am ceva de adăugat la procesul verbal. Am participat din partea primăriei alături de acești tineri la un concurs organizat
la bazinul de Nord Bacău, am notat pentru o cauză, acești copii vor primi o bursă care a fost corectată și datorită activității pe care am desfășurat noi și domnul viceprimar, împreună cu alți oameni interesați de soarta pomei, deci anume doi doctori din Bacău și un sportiv. Activități obișnuite, așa cum vă spuneam, în ceea ce privește administrația locală, lucrări de îngrijire și de amenajare a drumurilor comunale, demersuri în continuare pentru reînceperea lucrărilor de modernizare a drumurilor de la Prăjoaia, discuții în ceea ce privește alimentarea cu gaze a comunei, avute atât la nivel de minister, cât și la nivel de prefectura Bacău. Și cum s-a soluționat? Suntem în așteptare, în continuare aceleași răspunsuri pe care le-am avut și până acum. Mai mult de atât, nu cred că ar putea cineva să facă, decât să așteptăm autorizarea din partea ANRE a prețului pentru livrarea gazului în comuna Livezi, unde sunt discuții, așa cum și dumneavoastră mai spuneați la un moment dat, că ați dori să se obțină un preț mai bun pentru comunitatea noastră. Nu cred că putem să ieșim din normalitatea pe care ei o consideră. ANRE o susține un preț. Distrigazul dorește la preț, dorește la divers preț ca la București, acolo ca la alte localități. Și din motivul acesta se cam bate moneda pe loc. Cam astea sunt lucrurile care le pot spune în momentul de față. A fost, da, domnul viceprimar, poate să completeze și dânsul, că a fost direct implicat, vă rog, pe domnul viceprimar, dar cu așa cum vreau să-l bună ziua și aș vrea să vă spun câteva lucruri. În această lună a fost un concurs cu toate OAT-urile din județul Bacău. A fost faza zonală care ne-am prezentat la Târgu Ocna. În prima fază, faza zonală, în care am obținut locul 2. Iar în a doua fază, faza pe județ, ne-am încadrat în primele 8 echipe. Un lucru, zic eu, lăudabil pentru noi. A fost prima dată când am participat la un asemenea concurs. Aici țin să îi mulțumesc domnului primar pentru invitare, domnului Mergeriță, șeful SDSU și băieților. Aici vreau să-i nominalizez, să-i spun așa pe nume. Sunt în special angajații noștri, sunt oameni care în prima fază nu aveau prea mult curaj, ne uitam la toate probele pe monitor, dar când ne-am prezentat acolo am dovedit că suntem chiar foarte bine pregătiți. Concursul a fost arbitrat de un fier militar. Avem și secvențe din timpul acesta și eu personal mă simt mândru pentru colegii noștri care au reușit o asemenea performanță. Vă spun că a fost primul concurs în care, dar acum băieții așteaptă următorul concurs și sper că o să fim reprezentați bine, dar și localitatea. Da. Cu siguranță la anul... Ați participat și cu mașina asta de pompieri? Nu, n-a fost probe. Deci probele sunt probe profesionale în care nu ne-a cerut. A fost o singură mașină în care a fost proba... o probă care a... de distribuție sau cam așa ceva să numea, în care s-a folosit și o mașină de pompieri, dar a fost mașina de la pompierii Târgu Ocna. Deci toate echipajele au mers cu aceeași mașină, nu ne-a cerut. Băieții noștri au fost pe echipamentele de dotare, cu tot ce avem lume, cu stingătoare și prezența lor. Da. Și eu i-am felicitat pe fiecare parte. Din păcate, doar la nivelul ăsta a rămas, la felicitări. Masă, dans, nu s-a ținut, pentru că da, nu am avut foarte multe lucrări. Da, mulțumesc, domnule președinte. S-a trebuit citit o parte din proiect. Da, păi nu vreau să citească proiectul și dacă aveți... Păi am spus după aceea, dacă doriți să discutăm cu problema respectivă. Da, domnilor, invitați să spunem dacă aveți ceva de
adus la cunoștința Consiliului Local, aveți cuvântul. Cine vrea primul? Da. Sunt onorat să particip la ședința de Consiliul de astăzi, Coșocaru numesc. În legătură cu proiectul de hotărâre respins în ședința trecută. Nu știu, îmi pare rău că n-am putut să particip. Adică motivul respingerii încă nu am înțeles destul de clar. Nu toată lumea a fost împotriva acestui proiect, dar domnul știu că a fost cel care a organizat respingerea. Pe domnul Lungu îl înțeleg. De-a lungul anilor știți că a fost un conflict cu socul meu, cu Turluian. Nu știu de la ce. Și de la femei, până la urmă, cred că a fost un conflict. Bănuiesc, cu mine n-am avut, cu domnul Lungu n-am avut nicio răfuială. Absolut. Nu am făcut parte din același anturaj, n-am făcut parte din același partid politic. Dar m-a supărat rău de tot faptul acesta. Și, dar ceilalți doi consilieri, domnul consilier, domnul Costa, domnul Surugiu, care, vorba aceea, au fost de atâtea ori acolo. Au văzut cât am muncit. Ce am făcut? Cu domnul Costea am lucrat ani de zile. Ani de zile. Domnilor, domnul primar, domnul viceprimar, domnilor consilieri, să știți că tot ce am făcut acolo, niciun pas nu l-am făcut fără a avea documentul la mână. Absolut. Pornind de la concesionarea suprafeței respective. Totul s-a făcut transparent. Nici, vă spun, luați dosarele, verificațiile, nu sunt făcute de mine, absolut niciun act nu este făcut de mine. Nu eram eu nici pe alat, nici viceprimar, nici nimic. Eram un simplu învățător, atât de tot. Da, da. Dar pot să vorbim noi, da? După cum erau, pot să vă spun. Da, da. Deci mă rog, dispun de acea suprafață de 154 de metri pătrați. Domnilor, această suprafață aparține Consiliului Local Livez, adică primăriei Livez. Niciodată. Conform certificatului de urbanism eliberat de prefectura Bacău. Nu știu, domnul Vasile. Eu vorbesc de acolo de poziția. Eu dau... Nu mai voi să-mi spun ce am de spus, da? Deci am făcut totul legal. Pornind de la primul document care l-am făcut, care nu l-am făcut eu, a fost contractul de concesionare între Cutare și Cutare. Da? Totul la lumina zilei. Au urmat tăi. S-a spus că de ce nu am făcut autorizația? De ce nu mi s-a eliberat autorizația de construire decât de primăria Livez? Nu se eliberau atunci pentru primăria Livez autorizația de construire. Și o trebuie să merg mai departe, da? Bun. Mai departe. Celelalte avize. Doriți să le vedeți? Sunt aici. Altă dispută, oferim că nu trebuie să le înțeleg. Nu știu de unde e și asta, dar n-am dat eu denumirea morii de la Livez, moara lui Lazar sau moara țărănească. Moara țărănească au dat-o cei care au eliberat documentele respective. Clar, ca lumina zilei și aici. Da. Și apoi, nu ocup localul vechi al morii. Moara lui Lazar este acolo. N-am luat-o cu mine. Tot ce s-a făcut acolo, s-a făcut de către Turluianu Dănică, cel care inclusiv a contribuit la punerea în funcțiune a rețelei electrice. Nu i-a dat nimeni nimic de la primărie. Nimeni. Nu are legătură cu proiectul. Dar de ce nu? Păi dacă au făcut ea sunt când era salariat acolo și legătura are cu respingerea proiectului. Ba, are domnul Lungu. Da, are domnul Lungu, pentru că se spune că e moara lui Lazar, nu? Da, mai aveți ceva de spus? De
atât am spus. Acum vreau să vă răspund. Da. Proiectul a fost respins în baza legii. Vă pun o întrebare, singura întrebare, dacă vreți să răspundeți. Da. Sunteți moștenitorul lui Vasile Lazăr? Dar de ce spui moștenitor? Nu, dar sunteți sau nu? Sunteți da sau nu? Dar nu mai chiar în Lazăr, mai chiar cu jocul. Domnule, da sau nu? Nu, bine. Ei, află dumneata de la noi locale, ce că m-a trăit mai târziu aici. Da. Aceea este construită de Vasile Lazăr, n-am. În 1925. 25. Azi, și vă dau cuvântul la fiecare. Este construită de Vasile Lazăr în 1925, un evreu în toate. Bun. Problema este următoarea. Acea moară și terenul are urmași. Cu 7 mm. Dacă dumneavoastră, 17 la număr, pentru că are și juristul său cu Lazăr, dumneavoastră nu sunt, a spus că nu sunteți moștenitor. Păi dați-mi voi să vă spun că articolul 41 din Constituția României garantează dreptul de moștenire și de proprietate. Consiliul Local a respins acest proiect pentru acest lucru, domnule, că noi nu respectăm pretențiile oamenilor că au făcut ei astăzi și că au fost salarii. Au fost pe vremea comuniștilor. Cum da pâine acolo, au plecat, nu mai contează. Mă dai concesionar. Concesionarea nu înseamnă că ești proprietar sau că ai cumpărat. Poți concesiona un obiect pe o perioadă de vreme. După aceea poți să pleci acolo sau în sfârșit. Deci problema este că Consiliul Local o respins în baza Constituției și a situației de fapt. Lazăr are moștenitor. Consiliul Local nu vrea să fie antrenat de moștenitor în instanță că a fost de acord să se facă vânzare în străinarea și nu știu ce probleme. Că familia moștenitoare are mulți moștenitori și că are zeci de cereri și la veche primare are și nu și-au făcut datoria, asta e la subiect. Asta nu înseamnă că au căzut în disgrație moștenirea lor. Moștenirea lor poate fi cerută prin instanță, că ei dovedesc. Chiar eu am fost acela în 1991, care cu doamna Lazăr, care astăzi a decedat de supărare, alaltă ieri a decedat, pentru că au zis că nu că vrea să îi se dea, să îi se dea dreptul de moștenire. Am urât alaltă ieri, vă spun eu, domnule Coșocaru. Așa e bună subta, mama. Deci problema dumneavoastră... Deci problema dumneavoastră este cu totul tendențioasă împotriva legii. Consiliul Local a dat o hotărâre legală. Și așa v-am răspuns la întrebare. Poți să răspuns eu? Domnul Sulunciu, aveți cuvântul. Știu. Domnul Coșocaru, în primul rând vreau să spun că tot fundații care nu sunt fondate. De ce? Să spun, dar am doi explicații. Proiectul de hotărâre a fost prezentat altfel. A fost prezentat identificare acelei 854 lei. La urma, în urma, anchetii domnului primar, așa a fost prezentat proiectul nou. Noi n-am știut de concesiunea și nu. A fost prezentat de domnul primar, că este proiectul de hotărâre și proiectul de hotărâre domnului primar, care spune clar, a întrunit o comisie, cu număr, nu are acolo, care spune că l-a identificat acest teren. Deci după 27 ani, nu s-a identificat un teren, care nu știu cum e. Eu nu știu cum e. I-am cerut documente la bază, nu se poate studia de asta, să nu este la bază nimic. Ulterior am aflat că dumneavoastră aveți concesiune. Nu mi s-a prezentat că aveți concesiune celelalte. Mi s-a prezentat identificare și trecerea în domeniul, nu public privat, în domeniul public privat, trecerea dintr-o dată. De ce? Dacă aveți o concesiune așa scătit, cum s-a identificat terenul? Vă rog să fiți prezentate. Prezentați. Nu, acum vorbim cu întrerupeți. Vă rog prezentat proiectul așa cum a fost expus pe masă. Expune-mi de la domnul primar și proiectul e hotărâre. Așa a fost prezentat. În urma comisiei formate de către Bălanța, s-a constatat 154 de terenul mori. Exact ce s-a spus acolo, exact acolo este. Am cerut. E singurul și mai rău. Identificație, nu unde este el. Nu mi s-a spus din urmă. Ulterior mi s-a spus că aveți concesiune. Pe care aveți concesiune, nu mi-a fost identificat acolo. Dar să vă explicat. Cine e un lucru prostit? Păi vă întreb cine e un lucru prostit? Ai un lucru prostit? Păi avem nouă proiectul s-a respins din motive documente. Dom'le, să explicați-mi comisia asta, poate poate să vină la față să dea explicație, că l-a identificat. Domnul Sulunciu, de ce ți-e plac? Păi nu, că i-a acuzat la jucată. Păi nu ți-e, v-am...
Primăria au perceput o taxă de la un om, dar nu răspunde de 2 ani. Ce vrei să
clădiri în București, clădiri sporți. Și dumneavoastră care ați fost aici în fața, dumneavoastră, nu vă mulțumesc. Și vă mulțumesc pe celor care ne-a ridicat mâna rând trecut. La ședință, vă mulțumesc. Cinci vouă. Iar dumneavoastră, vă apărți dumneavoastră, vrei să mă expropiez. Pentru ce să mă expres băi și ori? Că am dat pat cu tine. Dă-mi dreptul meu, când mi-a dat doața primară. Dar vă zic, dă-mi pe mine, sincer, te pui și dragă. Păi de ce nu s-o dat? Că cum nu vrei nici tu acum să dai, vrei să gândiți, moare și pământul meu. Moștenitor. Ultimul, un puțin, atâta. Că suntem 17, atâta. De ce nu dai drept? Ți-ai luat pământul ăla, dai tu. Dar eu îi las pe domnul. Vreau să-mi las și eu. Cererile au fost făcute în 1991 cu mine, cu proprietarii de atunci și de astăzi. Au fost cereri depuse și cu legea 247 cu mine și cu vechi și actuale moștenitori, dar vechi primar, domnul Lazar, vechi primar, domnul Gione Crăciunul, nu-i țin parte. Am văzut pe domnul Gione. Deci nu ia față de domnii sale această vină. Există o vină în primărie și aveți dreptate la vechi primar. Acum dumneavoastră trebuie să le veniți asupra acelor cereri și să depuneți rugăminte sau audiți la domnul președinte. Mulțumim pe domnul Ciorică, poate că v-ați întrebări. Nu ești la familiare. Domnule, dar răspunde. Pentru că Consiliul Local și Primăria nu naționalizează drepturile omului. Noi respectăm legea și Constituția, așa cum ne este dorit. Și așa cum primar, domnul primar, cu Constituția, vă rog, le-ați cam mâna. Primul la ședință, vă ați zis propriere naționalizare. Deci, conform cu regulile proprioșoare, am rămas tot la toate casă. Deci, problema este următoarea. Și noi am văzut ce? Și mulțumesc că nu vă arată consilierul care nu a fost de acord. Păi nu a fost de acord, că eu nu am văzut. Corect! Domnul Lazar, vă rog, liniște de asta. Eu am susținut data trecută să nu duce domnul. Și nu ai mai dat o mai fost o ture. Domnul Lazar. Eu pe domnul Nicolae, nu că este un interes. Stați un pic aici. Nu mă interesează așa. Ca să audă și domnul Cojocaru. Repet ce am spus în ședința anterioară. Proiectul din stat este greșit. Pentru că n-a fost identificat. Niciodată. Terenul, obiectivul după teren, vă rog să nu vorbiți. Nici vecinii. Și atunci, ce fel de identificare? Ce vă fac? Vând sau eu în posesia primării nu obiect. Dar cui a fost obiectul ăla? Că nu s-a făcut singur în marea mea. Nu s-a făcut identificarea. Proiectul a fost din stat greșit. Și doamna inginer prima care pretinde că l-a identificat, m-a întrebat pe mine că am vecin pământ cu ei acolo? Nu! Nu m-a întrebat. Deci n-a fost identificat. Și încă o chestie, ca să ducă Consiliul Local în eroare, o să zic, mamă... Vă rog să zărănească! Liniște! Și vreau să știi pătrunea că vă rog la asta. Vă rog, liniște! Vă rog să zărănească! Nu așa să... Nu așa să rezolvă. 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 Doamne, nu e mare țărănească! Numite moară țărănească. Eu când am primit proiectul acasă, toate aia mă gândeam că la Oșa, pe la Fărău, acolo face țărănească. Moara lui Lazar știe toată lumea. Unde duci? La Moara lui Lazar. Care așa Moara lui Craie? Mă duc la Moara lui Lazar. Și acum mă pomenesc o persoană de Mănești care nu știe sau nu a vrut să știe, să duc Consiliul în eroare, spui că Moara țărănească. Nu! Moara lui Lazar! Dacă spuneam proiect și actele făcute de domnia sa, Moara lui Lazar avea spune
camera lui Lazar la altcineva. Aici e șmecheria. Proiectul din start este greșit. Am spus-o și o spus-o, audă și domnul Cojocaru, cu tot respectul pentru domnul Becil. Deci noi nu naționalizăm. Nici pe baza actelor a concesiunilor, nici pe baza nu știu ce. Noi respectăm drepturile de proprietate pentru că ne dăm judecată cu noi Consiliul Local Moștenitori și plătim noi și m-a dat de râs. Domnul, nu vreau să zic, eu nu vreau să intru cu, în conflict și nici în polemică cu Vasilic Lazar, fostul meu coleg de servici și așa mai departe. Nu câștigăm nimic, nici nu am nicio treabă. Dumneavoastră, din punctul noastră de vedere, fiți, puneți-vă în locul meu, al inginerului de aici, al domnului secretar. Când vedeți, chiar care n-ar putea să le vadă, când vedeți certificat de urbanism, emis pe 31 a 10 a 1995, ca urmare așa, și la regimul juridic. Domnul primar, de ce n-ați prezentat în Consiliul Local, domnule primar? Nu spune nimeni nimic, nu le-ai dat nimic, nu le-ați prezentat, domnule. Cum o să fie din 25 de ani în concesiunea? Nu mai vorbim, dar spuneți acum, v-am venit cu dosarul de contractul de concesiunii după aceea. Domnul primar, domnul secretar, 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 eu am zis, Consiliul Județean poate greși, eu m-am judecat 10 ani cu Consiliul Județean și am câștigat. Domnul, ce facem cu banii pe care Consiliul Local le-a încasat timp de 27 de ani de la... O stat, o stat în chirii, sau în concesiuni. Ai corect cum am niciun nici nu spune că... Ca identificat o suprafață de 200 și noi vorbim despre 200 și 200 de fapt de rezolație.
cred că ar fi corect și normal să trece domeniul public al primăriei. Dar acolo, în zonă, ai vrea să trece primării și nu poți să intenționa suprafat de oriunde și să treci domeniul privat. Cum? Cum se poate? Dar ar fi un legislat! Nu am de treabă cu persoana, cu copii și cu concesionare, nu am de treabă să o puteam cu jucanul sau cu ăstea. Noi ne vedem cu procedura. Și procedura nu a fost una corectă. Noi, eu am procesat sau au fost, m-am abținut, cred că nu am vedea să și eu nu pot să da. Și trebuie să vorbim nimic, nici nu are procesat. Am contestat o procedură de a se vota. Nici noi dacă am vot, aș vrea să fiu. Pentru că noi n-am înțeles ce se vorba acolo. Asta e nevoie. Domnul primar, sigur sunt domnul Bacăriu, dar trebuie să mai mult documentii conform legii, ca să zic, nu mă trebuie să este un ofițer oară de timp, mă dă de legat, dar e legat. Domnule, nu se tine de zi.
identific al comunei. Bun! Auzi să ce-ți răși facem? Ce-ți-a spus? Păi, fără, ce vreau? De identificare, dar... Nu, doamne, ce vorbim acum? Ce vorbim acum? Ce vorbim acum? La ce te trăiești? Să trecem în domeniul public al primăriei, pentru că l-am identificat, după care, într-o altă ședință de consiliu, îl ducem în domeniul privat, că omul ăsta să-și facă treaba lui. Pentru că a fost în ce zic. De ce confundăm? De ce mă Gracias.
Păi cum îți zici? Identificat cu omul, nu ce se mișcă din mine. Păi băi, ați făcut, mi-a găsit să pentru mine că eu am făcut, dar eu am făcut mai. Și vorbești cu mine, dar eu am făcut mai. Dar nu e sigur că n-am făcut la mine. Eu am făcut. Din 1 a 4 a 2017, da?
Pentru ăla au fost acte, facem reconstituirea. Dosarul chiar astăzi l-am chemat pe domnul Botejaru și i-am explicat. S-a întors înapoi, pentru că există o lege în care spune așa, că toți cei care au acte de vânzare-cumpărare după anii 70 cu încheiere de autentificare, se poate face intabulare în carte funciară, vă dă număr cadastral și e considerat actul valabil. Vorbim de cei 400, curți construcții. Da, nu mai vorbim de pământul din spate. În spate sunt 1570 de metri pătrați, da, pământuri pe care noi am încercat... Dar noi o lăsați pământuri pe care noi avem o hotărâre din Consiliul Local, care o am în acest dosar, din 31-a 3-a 2000, dacă mi-amintesc, 11, în care am făcut identificarea tuturor acestor terenuri și care nu sunt băgate în nicio evidență la noi, la primărie, dar stăpânite de fiecare după ureche. Deci acel teren, în momentul în care am făcut identificarea acelui teren, noi am făcut și planuri cadastrale pe ele, ceea ce s-a întâmplat acolo, dacă îmi permiteți. Nu aș vrea ca dumneavoastră, acum, să-mi dați ziua la care am fost acum să da. Să scot hârtirea cu părți, să-mi știați că ești. Mare drag, domnul Botejaru, bineînțeles. Da, bineînțeles. Așa, adică, doar din aceea care e făcută de zi prima, dar să-mi faci și asta. Dar nu am băgat, dar nu am băgat la banc, eu așa că nu faci și nimic. Eu văd că dumneavoastră... Noi vorbim de diferență. Pe Consiliul Local, domnul secretar, asta nu mă lasă să-l explic. Da, pe cea de 400 de metri pătrați curs construcții și a existat... Asta așa în tabulea ziua. Aia e altă problemă. Dar ce la altă care iau? Cum am fiu dosarul, ieri acolo care știu dumneavoastră, acest mănuțul, am fiu dosarul de aici, la altă și le unii, ce nu-și unii merg, nu-mi faci înapoi cu aia, ce? Pentru că toate, problemele astea, inițial, dumneavoastră, când ați făcut la legea 247 în 2005 acea cerere, ați solicitat întreaga suprafață, inclusiv suprafața pe care noi o avem. Nu am spus oficial, eu nu pot
să fac de capul meu până că nu vin. Să vină cu doamna să spun să facă o nu mai pe baza că omul a stăpânit timp de 30 de ani. Nu, dar n-am spus la dați-mi răspuns și atunci. E aceeași situație ca și la moară. Păi că ați vrea nu să fiu. Doar diferența este că la moară omul are un contract de concesiune. Omul nu are nimic. Da, pe așa să vreau să-l dăm de privat și îl vinde omul. Da, și îl vinde. Păi da, păi da. Păi da, 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 păi da. Sora lui cu mama lui sunt împotriva lui, pentru că acel teren este comun împărțit în două și ăia nu vor spune clar, la niciun domnul Ioana nu e terenul, a fost terenul stat. Eu m-am luat acolo după legea 4.2.9. Dar acolo ăla are care nu mi-a fost jos nimic. Nu are, tot ce-a spus, cum i-a spus, care-i problema? Nu m-a luat acolo de bun și tot ăsta de rău. Dar nu știu că 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 n
Atunci ar vrea să scutăm și proiecte care sunt modul de activitate. Bun, puteți continua. Deci cum formezi? Ah, secretarul de primar? Secretarul de primar? Și în decursul lui Caduceu. Vreți să-l registrați? Deci un fapt care nu se înțelege, nu zic. Păi zi, raportul ăsta de ce ar trebui să-l pot? Și cine a spus? Să trecem la regulament, domnilor. Hai la treabă, dați-mi pe dată. A ce treabă? Așa. Și observați înțeleagă, nu deține un buget. Ați fapt. Doar stătiți pentru comisii de specialitate și de plen. O să-i vădă prin urmă. Noi nu suntem salarizați să trecem. Ca să ne supunem urmă. Noi suntem alergi pe salarii și doar aducem argumentele populației și necesitățile oameni comunii. Și vă pot spune și acum la ce am discutat. Vă pot să merg, oamenii spun. Trece la ordine de zi, domnul. Trece la ordine de zi, domnul, am tot spus. Deci proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunii Vitez. Așa cum am mai discutat și cu altă ocazie când a fost retras, nu? Sau respins? Nu, retras. Retras. Am supus atenție dumneavoastră, din nou, aprobarea acestui regulament. Asta a venit și în urma controlului pe care instituția prefectului l-a făcut la noi, la primărie, în urmă cu o săptămână, dacă nu, sau două săptămâni. El este în conformitate cu legislația în vigoare. Acum discuții putem face câte dorim noi pe marginea acestui regulament. Eu propun spre aprobare regulamentul în forma aprobată prin lege până la urma urmei, eventualele modificări care se va face, se va face în momentul în care modificările legislative pot să apară lege cu privire la indemnizații, cu privire la... Așa cum au apărut și în momentul în care au schimbat schimbarea de funcția viceprimarului, se face cu două treimi și nu se face cum se făcea mai înșiună. Sunt anumite lucruri. Cu siguranță și din câte am înțeles chiar și în legea salarizării, care deocamdată știu că a fost promulgată, nu știm. Se vorbește ceva și despre aceste indemnizații care se vor acorda Consiliului Local. Cu siguranță, în 2016, în momentul în care vor veni aprobări sau vor veni legislații, cu siguranță vom supune din nou spre aprobare acest regulament. Deci, de asta propun spre aprobare astăzi adoptarea următorului proiect de hotărâre. Se aprobă nouul regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local Vest, potrivit anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2, secretarul Comunei va pune la stăția Consiliului Local prezentul regulament și va aduce la cunoștință publică în termen de 3 zile de la adoptarea hotărârii. Articolul 3, pe data adoptării prezentei hotărâri și încetează efectele hotărârii a Consiliului numărul 15 din 12 iulie 2012, în care a fost adoptat regulamentul de organizare a Consiliului Local de Vest. Comisii. Domnilor, dacă sunt discuții... Da, da, sunt discuții. Vă rog. Mă rog. Comisii. Și comisii, dar întâi zic alea. Da, da, să... De altă parte, domnul primar, acest... sunt totuși făcute conform legii. Acest regulament. Deci nu este de liberare. Așa, comisiile au... Da, da, dar aștept să vorbească. Dar după întâi... Poftiți, doamnă Sărâncu. E păi, că dacă stată... Deci, articolul 5, articolul 56, spune clar Consiliul Local, ce nu s-a respectat niciodată, vă spun acum. În locul de ce, la ce mă refer? Sunt unele ședințe care au 10 proiecte pe ordinea de zi. Și nu se convoacă două ședințe de comisii. Doar să trecem la vot și votăm pentru noi ce nu știm ce votăm. Eu zic că 10 proiecte pe ordinea de zi nu se poate dezbate în două ore. Solicit, cum spune legea, putem să facem două ședințe de comisii și una de plen, cum convine legea. Când sunt ședințe ușoare, care nu se dezbate într-un proiect foarte ușor, normal, este de acord cu o singură ședință. Dar, domn primar, eu v-am dat atenția cum e buget, cum sunt multe proiecte, ca nu se poate aproba în două ore, se poate dezbate un buget cum întreabă. Deci, pur și simplu, trecem la vot, aveți majoritate, adică mi-a sus și să rămână pentru masă. Fraierul meu acasă, nu știu ce s-a întâmplat din aici. Deci solicit să avem, cum spune legea, atunci când necesită să facem două ședințe din comisie. Să fim înștiințați pe da, dar n-a făcut niciodată pare rău și m-a bagat asta de ce conform legii, când se va schimba în urmă? Păi da, dar n-a fost una privată, l-am adus la cunoștință acum. Poate că suntem la acest subiect și proiect, poate țineți cont de ceea ce am spus aici. Adică mai
am ceva de adăugat, dar nu am asociația agricultură de animale. V-a pus o cerere, o adresă de dumneavoastră. Încă din luna, înregistrată cu numărul 905, de data de 21.2017, care nu s-a primit niciun răspuns. Nu știu, mă întreb. Dar ce treaba are asociația de primărie? Ia cerut ceva, normal. Domn primar știe ceea ce. Nu s-a dezbătut, nu s-a dat niciun răspuns. Asta nu s-a dat. Deci avem activități în pățire, știți că avem activități, dar nu sunt cu ea, nici ei la Bășcăreanu. Deci sunteți la proiectul cu proiectul respectiv cu amendamentul acesta, da? Da, normal, dar cum că e legi, domnul Cine? Eu m-am citat pe legi. E vorba de... Vreau să știu dacă se vede după atâtea multă când se va răspunde. Vor fi identificate ședințele grele din care dumneavoastră decideți, puteți decide la, la începutul ședinței și să spuneți, domnule, ședința asta sau eu știu, nu putem decide într-o... Nu, dar problema este următoarea. Deci nu vă decide, domnul secretar! Domnul primar, nu vă voi decideți! Dar nu eu, Dani! Deci nu vă voi decide! Păi, nu faceți invitații! Domnul, cum se vină? Să funcționăm reglamentar, nu doar să vină unul. La comisia noastră, Sănătate, Învățământ, Cultură, Protecție și mai departe, am propus două amendamente. Unu. Proiectele de hotărâri să nu mai vină cu 2-1, mai mult de 4-5 pe o ședință, este greu să le soluționez și cu oameni și am avut în august anul trecut 10 proiecte, da. Care chiar eu le-am produs, dar vă spun drept că le-am preșterit. Da, n-au fost toate în discuții punct cu punct, n-au fost luat cu punct, n-au fost ascultate. Le-am trecut așa că erau 10. Deci mai mult de 4-5, domnul primar, dar trebuie să le cunoaștem. Și la 4-5 și mult de le cunoaștem. Sunt unele care vin în dacă vin, legea spune că avem dreptul la ședință extraordinare. Clar. Deci acesta este unul din amendamente. Într-un cuvânt, acest regulament așa cum trebuie respectat. Și din Consiliul Local și din Poicică. Și ce vreau să mai cer pe primul amendament? Ca să știu ceea ce pot fi. Eu cred că se poate, nu? Nu l-am găsit în comisie, întâlnim, ori cu două ori, nu-i întâlnim, nu-i vedem. Eu vreau să studiez și știu ce pot fi. În al doilea rând. Nu am problema asta. În al doilea rând. Cum să nu stai? Ele comodiez au studiat. Dar nu eu. Eu nu, eu. În al doilea rând. Amendamentul de comisie. Ce primești? Îl primești mai președinte din comisie. Eu vreau și eu. Sunt eu. Sunt eu. Avem 5 milioane și 10 mai departe, s-au dat pentru cheltuie, pentru cheltuie. Că se știu la timp. Dar dacă nu poți să iei de aici, ca să nu te mici în poți. Nu, domnule, eu nu vreau să iei. Înainte cu 5 zile când îmi trimiți convocarea, nu să fiți, mi-au lăsat. E mult, nu poți să fiți. Am spus că am ce vreau. Dar bine ție să fie. Vin eu și-o de personal. Da? Da, cum să nu? Dar bine ție. Dar eu și-o am și-o în poza la casă. Să rămân și-o, dar nu am hotărâre. Eu n-am credibilitatea primară. Vedeți, voi... Aia e urmă. Primar e primar! Primar e primar! Nu, 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 n-am încercat. Când nu trimiți convocarea, o să vin personal și o să vin eu dosar. Oricum. Nu puteți să mă primă cu... A doilea amendament la comisiei mele. Dar asta nici nu trebuie scrisă. Ba, ce? Să vin și mie din amendament. O să vin, da. Domnilor, mi-apuc că trece așința și mi-apuc în tunele. A doilea amendament la comisiei propus de noi. Mă refer la indemnizație. Desigur, la bani problema este dificilă, pentru că trebuie să fie în cadrul legii. Dar, nici nu este corect. Suntem nedreptățiți. De pe vremea PDL-ului s-au băgat pe indemnizație noastră de 270 de lei care erau neimpozabili, s-au băgat o grămadă de impozite. Conform salariile primare din 2003. Domnul, da? S-ați umplit. Acum noi nu avem ce face să lucrăm împotriva celor de atunci. Dar, dacă citim cu atenție legea, că spune că se plătește o ședință de comisii și una, două de
Acum, sigur, nici nu o să fim la acolo și să tragem pe tot, am spus gata, dar acum ar face încă două ședințe în plăticiubelea. Una! Una singură! Ca să iese în cadrul legii. Una singură. Deci, problema este că putem compensa ceea ce suntem îndreptăți aici. Ca persoane particulare și ca persoane consiliare. Dar, de ce nu respectăm legea? Noi până acum ne-am fraierit singuri. Legea ne-a permis să avem ședințe extraordinare plătită și noi n-am făcut și n-am avut și nu facem ceva. Dar cerem indemnizație mărită. Nu putem să facem treburile, dar putem ședințe, ședințe extraordinare. Ședințele au dreptul să le facă primarul, consilierii și cetățenii. Spune regulamentul. Ei, noi atunci trebuiește să vedem, măcar la 3 luni, măcar la 3 luni, să avem o ședință extraordinară. Dar spunea domnul primar la adineori că atunci când se ies probleme mai multe și mai multe probleme, 4, 5, 6, 8, 10, 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 bine pentru domnii consilieri să aibă raport de activitate. Știu la ce spui tu.
atât primarul, cât și viceprimarul, care are calitate de consilier. Este fundamental ca anual să se depună acolo 10 rânduri la dosarul de ședință, doar la asta se referă. Ce se întâmplă acolo de ce se întâmplă și cu faptul că nu ai depus declarație de interese și de avere? Sper mandat. Aia e legi? Dar nu faci nimic. Așa se tot deci. Nu e legi. Dar nu-i grumă, nu avem nici un legi. Deci, asta știți și noi. Dacă de, noi nu puteam să punem ordinele astea dacă nu era legal. Deci noi am cerut ceva legal care este aprobat de prefectură care da, mai nu puteți. Deci, nu anul ăsta, mandatul nou.